Domn primar, dânsul e băiatul dumneai. Ce? Dânsa e senilă. Eu sunt președinte. Nu contează, dar avem acordul să salubrizăm. Deci, avem. De-aia am venit, m-a sunat domnul președinte și am venit. Ok, unde e apartamentul? Sus la etajul 4. Ce ați constatat când ați sus? Apartamentul este insalubru. E rupere. Sunt gândaci. Haideți să vedem, vedem la fața locului. Să rămână, ia să vedem, unde e? Vă mulțumim pentru tot ce facem prin avasă. Cu mult drag, doamne, cu mult drag. Păi, auziți? Păi cum se intră? Săriți? Primar, nu știu. Din achită nu lăsăm. Fai de capul meu, nici nu pot să... Nu, doamne, primar. Haideți să încercați dumneavoastră, vă rugăm. Trebuie să vedem, nu? Doamne. Dar miroase a putreziciune. Haide. Doamne. Și aici? Doamne. Hai, numai de stat. Păi de-aia miroase în halul ăsta, în blocul ăsta. Haide, capul meu. Haideți, mă, băieți, atacați. Puneți-vă măștile. Intrați mai mulți și cum aveți, da sacul afară, pleacă, doi stau la cărasaci. Mai locuiesc aici, au locuit părinții mei și dânsii, mă rog, tata a murit și după aia mama a devenit senilă și adună de pe stradă orice și ați văzut și dumneavoastră ce este acolo. Deci eu locuiesc în altă parte, nu pot să mă înțeleg cu dânsa pentru că, v-am spus, este senilă, plătesc facturile, plătesc totul, sunt la zi, sunt la așa, dar nu am putut. Mulțumesc vecinilor, domnului președinte, domnului primar, pentru că m-a ajutat. Eu nu am posibilitatea, nu aveam posibilitatea să fac această chestie. De 3 ani de zile aproape, ne-am chinuit cu proprietarii unui apartament de la etajul 4, care nu prea sunt nici în facultățile lor vitale, baie cu băutura și au adunat din gunoaie tot ce s-a putut aduna și a umplut acest apartament. Am încercat să discutăm cu ei ca să-i ajutăm să facă curat. Nu s-a putut. Până n-am ajuns, am apelat la domnul primar și văd că, ca niciodată, imediat a venit domnul primar și ne-a ajutat. A venit în persoană dumnealui cu toată echipa și de deratizare și de dezinsecție, de ne-a ajutat ca să scăpăm de mizeria din acest apartament, pentru că nu se mai putea. Cei care au intrat acolo au intrat cu măști, că altfel nu mai putea să respire.
Îl urmărisem pe domn primar, îl urmărisem mereu că e în acțiune tot timpul, dar acum ne-am convins că într-adevăr este un om de acțiune și este un om care se ține de cuvânt. Se ține de cuvânt și văd că ne-a ajutat. Nu știm cum să-i mulțumim, că ne-a ajutat așa dintr-o dată și foarte repede. Deci situația asta este de 3 ani de zile. De 3 ani de zile avem situația asta. Am făcut nenumărate demersuri înainte. Am fost și la cei care erau cu inspecția sanitară. Am făcut adrese peste adrese. Nu s-a rezolvat nimic. Am făcut adresă la vechiul primar. La fel, nu s-a rezolvat nimic. Acum, în câteva zile, adică exact într-o săptămână de zile de la înaintarea primului demers, ne-am trezit cu domn primar și cu toată echipa asta care ne-a ajutat, am scăpat de nenorocirea de aici. Îi mulțumim domnul primar că a avut timp și înțelegere pentru noi, mai ales astăzi, duminica, care nu s-a așteptat nimeni ca azi, duminica, dumnealui să deranjeze pentru noi ca să ne rezolve problemele noastre duminica. Îi mulțumim și încă o dată și încă ne bazăm pe ajutorul dumnealui și sperăm că ne va ajuta în continuare ca să arătăm și noi în rândul lumii, să fim și noi în rândul lumii, chiar dacă suntem într-un cartier de ăsta care știe toată lumea că îi spunea fere taxas. Așa că îi mulțumim și încă o dată și sperăm încă o dată și contăm pe ajutorul dumnealui.